Prin cunoscută ordonanță 28, orașul Băbeni a primit finanțare pentru a asfalta 15 străzi cu o lungime totală de 7,2 km. Deocamdată, ieri s-au finalizat lucrările pe strada Plopilor, astăzi constructorul atacând strada Papuiești. Primarul Ion Bâzâc supraveghează îndeaproape lucrările de asfaltare, cu atât mai mult cu cât pe unele străzi nu s-a finalizat o altă investiție, cea de canalizare. Continuăm la proiectul promovat pe ordonanța 28, proiect care l-am început anul trecut, iar astăzi ne aflăm pe strada Papuiești. Avem de asfaltat un kilometru de pe această stradă. Ieri am asfaltat pe strada Plopilor din satul Tătărani, tot așa un kilometru. Și vom continua cât vremea va fi bună și pe celelalte 13 străzi care fac parte din acest proiect, un proiect în lungime de 7,2 km. După cum vedeți, timpul este foarte bun, bun pentru lucrări. Totodată, în afară de lucrările de asfaltare pe cele 13 străzi, avem și lucrările de introducere a apei și canalului în toată localitatea. Este o lucrare destul de mare. Orașul Băbeni va beneficia în totalitate de racordare a cetățenilor la apă și canal. După cum știți, stația de epurare am finalizat, a fost dată în folosință în luna septembrie. O stație foarte modernă, o stație cu capacitate de 40.000 pentru 40.000 de locuitori. Aceste străzi despre care vorbim și astăzi ne aflăm pe una dintre ele, sunt prevăzute cu șanțuri dalate, cu podețe și cu cobor asfaltic. Actualmente vedem turnarea și asistăm la turnarea primului strat de asfaltare, urmează și al doilea strat de asfaltare, pentru că un strat bun este minim de 9 cm, un strat care se reziste în timp. Celelalte 13 străzi au un grafic precis de asfaltare, dar toată lumea se teme că vremea ploioasă va încurca planurile administrației publice locale.